Bună ziua și bun găsit, dragi telespectatori, o nouă ediție Prin Plan Obiectiv, o ediție specială. Bineînțeles, vom discuta în prima parte despre situația din Ucraina. Alături de mine, pe plan politic și nu numai, un foarte bun analist, coleg de al nostru, realizatorul emisiunii Acasă în Europa, domnul Mihnea Stoica, cu care în mod sigur ne vom tutui pe parcursul emisiunii, pentru că ar fi așa peste mână ca să nu ne tutuim. Bine ai venit în platou, Mihnea. Te salut, mulțumesc pentru... Mihnea este și lector universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Și din punct de vedere jurnalistic și nu numai, alături de noi se află colega noastră Maria Cinar Jiga, producătoră TV, producătoarea emisiunii Transilvania Policromă la TVR Cluj. Sărmâna, Maria, bine ai venit și tu și așteptăm să vedem ce ai pregătit la zi. Ești cu toate informațiile din acea zonă de război. Bună ziua, mulțumesc, Maria. Mulțumesc, Karen, mulțumesc de invitație și bun găsit și ție și Luminea. Bun, înainte de a intra în miezul problemei, înainte de a analiza cam ce se întâmplă la ora la care discutăm, fiind la 26-a zi de război în această zonă a Ucrainei, vă invit să urmărim o scurtă știre care de fapt se dorește a fi un intro pentru prima parte a discuției. Orașul Mariupol a suferit cele mai grave bombardamente și distrugeri, iar mulți oameni au murit. Unii au fost îngropați în morminte săpate în stradă. Părți din localitate sunt controlate de militari ruși, altele de cei ucraineni. Sunt lupte crâncene, stradă cu stradă. Cea mai mare parte a populației, aproximativ 400.000 de suflete, suferă din lipsa curentului, a gazului, alimentelor și medicamentelor. Я не проснулся от взрыва, я проснулся от Олиного крика на фоне тупо трескающегося стекла, когда оно вот разлетается, вот это взрыва реально даже не было слышно, потому что стекла намного громче летели. Primarul din Mariupol susține că mii de oameni au fost duși cu forța în Rusia. În luptele de la Mariupol a murit și comandantul adjunct al flotei ruse a Mării Negre. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut sprijinul parlamentarilor israelieni prin videoconferință. I drugoi svetovoi vinni. Послухайте, що каже Кремль. Просто послухайте. Там звучать навіть терміни такі, які звучали тоді. І це трагедія. Коли нацистська партія йшла в Європу і хотіла знищити все, знищити всіх. Хотіли підкорити народ і не залишити від нас, від вас нічого. І навіть імені і сліду. Вони називали це остаточним рішенням єврейського питання. Зеленський solicitat livrarea de sisteme Iron Dome, cel mai eficient scut antibalistic și antiaerian, pentru a salva viețile oamenilor, pentru a salva orașele și satele ucrainene, pentru a salva ucraineni și evrei ucraineni. Premierul israelian Naftali Bennett s-a întâlnit cu Zelensky și cu Putin și a avut numeroase discuții telefonice cu cei doi lideri într-o încercare de a pune capăt războiului. Mariupol are o importanță strategică deosebită. Dacă ar obține control asupra lui, forțele ruse ar putea deschide un culoar terestru între Crimea și Donetsk. Știri în aceste zile, nici nu mai știi cum să le analizezi. Vin către tine, Maria, și te întreb așa, 27 de zile, acum 27 de zile, ce simțeai? Prevedeai, presimțeai că se va întâmpla ceva? Cred că sunt foarte puțini cei care au crezut că se poate chiar întâmpla ceea ce trăim acum în aceste ultime aproape 3 săptămâni, iată deja de când a început această nebunie. Sigur că au fost multe discuții, s-au pus tot felul de analize pe toate planurile, dar nu existau astfel de convingeri că se va întâmpla, se va ajunge la așa ceva, la această criză umanitară până la urmă pe care noi o trăim.
pe care o trăiesc ucrainenii. Chiar citeam un raport al Națiunilor Unite în care se arată că vorbim de milioane de persoane care au fost strămutate fie în interiorul Ucrainei, în zonele care au fost mai puțin afectate, fie care au plecat, 6,5 milioane care au plecat din casele lor din Ucraina și au rămas în Ucraina, în alte zone poate mai cât de cât mai liniștite, și alte 3 milioane și jumătate aproape care au părăsit Ucraina. Și vorbim de alte 12 milioane care sunt blocate în localitățile lor natale, nu pot ieși din cauza... Da, și toate acestea la un număr total de locuitori ucrainieni? Vorbim de 44 de milioane locuitori. Ceea ce n-am spus până acum, și știam că n-am spus pentru că așteptam la prima întrebare un răspuns pur jurnalistic de la tine, Maria, faptul că trebuie să știe telespectatorii noștri că faci parte din comunitatea ucraineană din România, faci parte din acea frumoasă comunitate care se află în jurul localității Repedea și nu numai nord-vestul țării. Despre asta o să mai discutăm. Mihnea, mă uit acum pe fluxurile de știri. Rusia și Ucraina au reluat negocierile. Unul dintre negociatori spune așa: astăzi lucrăm toată ziua. S-au angajat cele două delegații astăzi într-o nouă rundă de negocieri de pace în contextul în care războiul a intrat în cea de-a 26-a zi. Negociatorii de pace au avut o convorbire video de 90 de minute, iar grupurile de lucru ar trebui să continue să se întâlnească pe parcursul zilei. Am mai avut parte de astfel de momente de negociere. Unele s-au întins pe mai multe ore, altele s-au terminat mai repede. Dacă ar trebui să tragi linie astăzi, în a 26-a zi, vis-a-vis de aceste negocieri, cam care ar fi acele momente pe care le-ai indica ca prețioase într-o negociere? Sigur, au fost mai multe runde de negocieri care, de fapt, premerg un eveniment la care speră toată lumea. Mă refer mai ales la Ucraina, Uniunea Europeană și NATO, negocierea directă dintre Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Dar înainte de a mă referi strict la aceste negocieri, aș vrea să fac o mențiune în ceea ce privește întrebarea pe care a adresat-o Adineauri acum 27 de zile: ce se întâmpla, la ce ne-am fi așteptat sau la ce nu ne-am Pentru fi că până așteptat. În ultima clipă, asta a fost de fapt subtextul, ți-ai dat seama și tu și Maria, până în ultima clipă, până în ultima zi, până în ultimele ore, înainte de acea fatidică zi de 24 februarie, toată lumea credea, dar toți credeau că nu se va întâmpla ce s-a întâmplat. Și probabil mai mult decât atât, toată lumea spera că acest lucru nu se va întâmpla, deși semnale au fost, nu puține. Ne aducem aminte cu toții faptul că atât cancelarul Germaniei, noul cancelar al Germaniei, Scholz, Olaf Scholz, se întâlnise cu Vladimir Putin la Kremlin, și Emmanuel Macron, președintele Franței, încercase să-l convingă. Era un adevărat veritabil slalom la Kremlin, toți veneau, plecau. Da, doar că noi de câteva decenii, 70 de ani de fapt, pe continentul european am fost învățați că un război nu mai poate să aibă loc, cel puțin unul similar sau la amploarea celui de-al doilea război mondial, ca să nu mai vorbim și de primul război mondial. Așa cum probabil ne aducem aminte, exista la sfârșitul anilor 80, chiar nu vreau să teoretizez prea mult, dar la sfârșitul anilor 80 exista o predicție a unui cercetător, Francis Fukuyama, care a spus că s-a terminat istoria. S-a încheiat istoria, nimic spectaculos nu se mai poate întâmpla odată cu căderea regimului comunist. Și înainte de el au fost și alții care au spus că s-au terminat ideologiile, nimic nu mai poate să iasă interesant din zona politică a ideologiilor, aspectului politic. Iată că, învățați fiind cu această realitate, cu aceste speranțe, ne-am trezit acum 26 de zile că tot ceea ce se construise, tot acest narativ, este unul probabil idealist. Și de acum înainte, având în vedere și această pandemie, care într-o formă sau alta pare a fi spre final, vom vedea în ce măsură într-adevăr asta e adevărat, și suprapusă peste această pandemie conflictul, războiul inițiat de Rusia în Ucraina, cred că de acum înainte va trebui să ne învățăm că suntem mai vulnerabili, atât din punct de vedere fizic al sănătății, cât și din punct de vedere al securității, și va trebui să luăm măsuri în acest sens. Mai vulnerabil, dar
probabil avem și ce învăța din păcate, din cele două tragedii, pentru că fiecare parte cu tragedia ei. Mai vulnerabil și mai solidar, dacă îmi permiți, da. Karen, că într-adevăr această vulnerabilitate care cumva a venit din cauza acestui război crud și crunt, ne-a făcut, iată, mai solidari. Este impresionantă mobilizarea de forțe a tuturor ucraineni, vecini ai ucrainenilor care, iată, s-au implicat și se implică în continuare pentru a ajuta. Nu numai, bineînțeles, așa cum zici și tu, Maria, mai toate fostele republici sovietice s-au aliniat ca una singură. Și cred că au fost, Mihnea o să mă corecteze, cred că au fost 2-3 maxim din foste republici sovietice care au cam stat pe ureche așa și încă n-au reacționat, dar dacă ne gândim din Caucaz până la țările baltice, mai peste tot solidaritatea s-a văzut și s-a auzit. Maria, te-ai întâlnit acum un an, acum 2 ani, acum 10 ani cu prietenii, cu colegii, cu comunitatea voastră extinsă, adică comunitatea din Maramureș și tot ce ține de zona din România și țara mamă, cum ar veni. De multe ori, inclusiv noi doi am fost în deplasări în Ucraina. Te-ai mai întâlnit, ai mai vorbit cu acele persoane foarte interesante, personaje interesante pe care le-ai avut în decursul anilor invitați în diferite emisiuni pe care le-ai realizat și care au fost primele gânduri pe care le-ați împărtășit? Sunt de etnie ucraineană, așa cum ai menționat și tu, Karen, așadar trebuie să menționez că vorbim, așa cum am tot zis de-a lungul anilor în cadrul misiunilor noastre, vorbim despre cea de-a treia comunitate etnică din România, cea a ucrainenilor, o comunitate care trăiește aici de secole, suntem aici secole 13-14 potrivit unor izvoare istorice, așadar suntem aici cetățeni români de etnie ucraineană, însă desigur sunt și legăturile acestea cu Ucraina, fiind, nu pot să zic neapărat că poate patria mamă, că multă lume consideră că suntem români, trăim în România, dar legăturile sunt foarte puternice. Cred că n-am greșit prea mult când am spus. Nu neapărat. Acum trebuie să menționăm că dacă e să ne luăm și când am dobândit Ucraina independența în 91, cumva și Ucraina era și noi din Maramureș și nu numai etnici ucraineni în general, avem de multe ori, se face în al noi referire ca la ruși. Pentru că există, iată, încă această confuzie, având în vedere că suntem fost stat URSS, fost Republică Sovietică, da. Da. Da, am, bineînțeles că de-a lungul anilor am colaborat cu foarte multe persoane din diverse domenii. Am fost în Ucraina de foarte multe ori și în mod firesc, în momentul în care s-a declanșat toată această nebunie, am păstrat legătura cu mulți dintre ei, păstrez în continuare și ce am făcut eu în această perioadă și m-am concentrat foarte mult a fost să discut direct cu oameni din diverse zone. Ai realizat o serie întreagă de discuții via Skype. Am inițiat o astfel de serie, o parte a fost difuzată, o parte urmează să fie difuzată, lucrez încă la ele, poate cine știe chiar va ieși un documentar pe această temă. Trebuie menționat că a fost o altfel de corespondență de război, dacă pot să o numesc, da. Pentru că, având în vedere ceea ce s-a întâmplat, nu am trecut efectiv granița, n-am ajuns. Asta vreau să te întreb, Maria, ai fost în zona de conflict? Efectiv, în zona de război? Nu am fost în zona de conflict în mod fizic, dar pot să zic că în mod emoțional, psihic, am fost foarte implicată. Cu emoția lui, pentru că îți dai seama, toată lumea emoțional participă la toate acestea. Așa este. Am discutat foarte mult, iată că pandemia asta ne-a oferit cumva și această variantă și tehnologia ne-a permis să putem păstra legătura cu oamenii. Am fost obligați să apelăm la această indiferent de colțul care... Și din fericire încă s-a putut face acest lucru, n-au fost tăiate legăturile, asta era o frică pe care o a avut-o foarte multă lume și atunci am putut să discut cu oameni direct de
la fața locului să-mi spună. Unii dintre ei mi-au trimis filmări făcute de ei sau realizate de către prieteni de ai lor sau oficialități. Avem aceste imagini care rulează acum, da, sunt realizate, sunt imagini pe care tine, da, le-am cules, da? Fie le-am primit, fie au ajuns la mine prin diverse baze. Foarte important cu aceste, cu aceste imagini și tot ce ține de partea informațională, informația la zi este foarte, foarte importantă, pentru că vedem, în special în ultima perioadă, și aici revin către Mihnea pentru că e și specialitatea lui, cu tot ce ține de comunicare, Mihnea, este un război în crescendo, un război informațional, un război al comunicării. Vedem zilnic, nu zilnic, din oră în oră se schimbă foarte multe chestii despre care aflăm peste 3 ore că de fapt nu sunt adevărate sau că sunt chiar pe invers. Și tu vezi la fel acest război? Sigur, așa arată până la urmă un război hibrid care nu se duce doar cu tancuri și cu arme pe teren, ci se duce și prin intermediul comunicării, al tehnologiei mai ales. Apropo de ce spunea Maria că, și de ce menționai și tu, am fost împinși înspre zona comunicării online, ceea ce vedem oferă, apropo tot de vulnerabilitate, o altă formă de vulnerabilitate. Și aici aș vrea să mă refer la un exemplu foarte concret. Te rog. Zilele trecute a apărut în spațiul online un video cu aparent președintele Ucrainei care spunea că se predă, că a greșit. Că depune armele, da. Că depune armele. Ei bine, nu este altceva decât un așa numit deepfake, în limba română s-ar traduce printr-un fals profund, adică o imagine sau un material audio-video în care vedem o persoană cunoscută sau o persoană publică chiar, care face sau spune ceva ce de fapt n-a făcut niciodată sau n-a spus niciodată. Este de fapt rezultatul inteligenței artificiale. Ei bine, e suficient ca acel material video făcut nu extraordinar de bine, realizat nu extraordinar de bine, dar când tensiunea este la maxim, exact, atunci percepția este alta. E prea târziu uneori ca după o oră, două să vii cu lămuriri cum că și nu cum tu poți, ai spus cum asta. Cum se poate combate? Uite, iată că un astfel de video pe care ne l-ai prezentat și tu, cum se poate combate? Din păcate, nu există soluții pe termen foarte scurt, așa cum ar trebui să existe soluții într-o astfel de situație. Soluția este în cel mai bun caz pe termen mediu, astfel încât oamenii să știe la ce să se aștepte într-o astfel de situație. Dar dacă n-a auzit niciodată nimeni despre această formă de război în online, vede un video de acest fel, poate să cadă în această capcană. Ori asta înseamnă că e nevoie. Vom avea parte și sunt absolut convins de astfel de astfel de materiale, de astfel de sunt războaie ferm informaționale. Sunt ferm convins, cred că ceea ce s-a întâmplat acum cu acest material de deepfake, ca și ceea ce se întâmplă și pe teren de altfel din punct de vedere strict militar, cred că sunt și hai să le spunem poligoane de tragere, cred că sunt și teste, astfel încât să vadă care ar fi evoluțiile într-un astfel de caz. Care adică ar fi percepția modelări, oamenilor? Cum ar veni. Da, se testează lucrurile. Maria, tu ai avut parte în toată această perioadă, pentru că știu că lucrez cu informații foarte precise. Acum nu vorbesc de perioada aceasta a războiului, nu vorbesc nici măcar de perioada pandemiei COVID, vorbesc la modul general, de acum câțiva ani buni, verifici foarte temeinic fiecare informație. Dar te-ai întâlnit cu astfel de fake news-uri? Categoric vorbim și de un război informațional și acest lucru se vede, mai ales pe rețelele de socializare, unde este de ajuns, cum spunea și Mihnea, acolo o sămânță de neîndoială, încredere să se ia și să se amestece niște fapte, poate reale, cu altele care sunt distorsionate. Uite, Mihnea ne-a dat un exemplu concret. Tu ai cumva? Eu n-aș da neapărat un exemplu concret, m-aș referi mai mult la diverse comentarii în care fiecare vine și da, foarte bine, își dea cu părerea pe baza materialelor pe care, de exemplu, le realizăm noi ca jurnaliști și să înceapă de acolo să construiască această neîncredere. Și pornesc de la comentarii de genul ăsta, cum Ucraina a luat României o parte din România și așa mai departe, nu să intru în detalii de genul acesta. Aici deja intrăm foarte într-o altă zonă a istoricilor. Da, o altă, hai exact. Să rămânem la și zona sunt, asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ne referim la criza umanitară,
umanitară, de ce nu-i ajutăm noi pe ai noștri și că dintr-o dată, de unde știm noi că bombele astea nu sunt lansate dar, chiar de ucraineni? Scuză-mă, Maria, dar în această perioadă în care ne aflăm noi acum cu toții, pentru că cu toții ne aflăm în această perioadă nefastă, mai putem vorbi despre noi, voi, ei, pe tine, pe mine, nu cu tine, nu cu mine, ți se pare normal? Ce mai este normal? A, așa este, cumva. Dar... Ce să mai fie normal? Dar uite-te că întotdeauna firea umană așa a fost. Uite, nu ne învățăm lecțiile din istoria pe care am... Zilnic ții legătura cu prietenii, cu cunoștințele tale și cu necunoscuții în mod sigur, cei din Ucraina. Care sunt cele mai stringente probleme actuale cu care te confrunți acum în discuțiile pe care le porți cu dânșii? Vorbim de două categorii. Vorbim de cei care sunt în zonele afectate, cum vedem și imagini, oameni care trăiesc în acele locuri și care efectiv sunt blocați, nu pot să iasă, nu pot să se ducă, pentru că așteaptă acele coridoare umanitare care vin sau nu vin, sau vin așa pe jumătate, după cum s-a și dovedit că au fost inclusiv cazuri în care s-au promis acel coridor umanitar și au început să tragă chiar în civili. Și oameni care rămân fără apă, fără gaz, electricitate și alte lucruri stringente de bază de care au nevoie. Și vorbim de cei care au reușit și au plecat și sunt strămutați, și alți ucraineni din zonele mai puțin afectate sunt nevoiți să... Da. Aibă de-a face cu toată această... Și ca să fie o dramaturgie cât mai complexă și complicată credibilă, dar cu ghilimelele de rigoare din partea mea, Mihnea, vedem acum două zile, trei, un festin pe Lujniki, pe cel mai mare stadion moscovit, unde își face apariția inclusiv Vladimir Vladimirovici Putin. Și are un discurs revoluționar. Nimeni nu se aștepta, nu la textul pe care l-am auzit de la Putin acolo, ci nu s-a așteptat să apară în astfel de situație, în astfel de zile, în astfel de condiții pe acel stadion. Sigur, sunt și discuții în ce măsură, într-adevăr, apariția sa a fost una fizică sau una virtuală acolo, pentru că, din nou, inteligența artificială poate să realizeze minuni în sensul bun sau în sensul rău al cuvântului, dar a avut nevoie de un astfel de eveniment pentru a ilegitima acțiunile și pentru a se prezenta într-o postură de forță, având în vedere mai ales sancțiunile și răspunsul pe care Uniunea Europeană și NATO l-a dat Rusiei cu această ocazie. Și într-adevăr, aceste zile, aceste săptămâni, aproape o lună, iată, în câteva zile, au reprezentat o manifestare de solidaritate și cred că din acest punct de vedere s-ar putea foarte bine, spun unii specialiști, ca decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina să fi fost o greșeală tactică, mai ales pentru că este atât de apropiată din punct de vedere al timpului de momentul sfârșitului celor 2 ani de pandemie. În acești 2 ani de pandemie, statele europene cel puțin au învățat pe propria lor piele că solidaritatea este cel mai bun antidot într-o situație de criză. Ori după acești 2 ani s-a testat această situație, au văzut că funcționează într-adevăr statele europene, sigur, cu anumite, hai să le spunem, sincope, dar care și-au găsit soluționarea ulterior, răspunsul pe care l-au dat lui Vladimir Putin, răspunsul pe care l-au dat Kremlinului, a fost tocmai unul al solidarității, care vedem că dă rezultate. Și nu numai atât, aș adăuga aici drzenia, demnitatea și hotărârea cu care poporul ucrainean a decis să-și apere practic libertatea. Da, exact ce discutam și cu Mihnea la un moment dat, cu depunerea armelor. Multă lume se întreba și te întreb și eu pe tine, Maria, zic așa oamenii, unii, să nu mai curgă atât sânge în Ucraina, poate că președintele Ucrainei ar trebui să depună armele sau măcar parțial să se găsească o variantă să fie oprit acest război. Vii în contrapartidă și spui nu, dârzenia nu permite așa ceva. Cum e mai bine? Au ajuns deja ucrainienii într-un punct în care orice compromisuri de genul acesta deja le consideră ca un fel de, nu știu, pot să-i spun, atentat la libertatea lor, pe care ei au luptat atât de mult să o obțină. Deci,
Nu există că noi vom renunța la anumite lucruri în detrimentul lui Putin și a cerințelor sale. Nu știu care, cum o să cedeze, aici îi las pe analiștii politici să facă previziuni, însă eu știu că oamenii sunt mult prea hotărâți ca să își încalce sau să lase din drepturile și libertățile pe care atât de mult și le dorești, pentru care au luptat atât de mult. Da, Mihnea, de fapt ți-a pasat ție această problemă, Maria, pe bună dreptate, pentru că le cunoști foarte bine. Foarte mult. Acum sunt câteva întrebări în această perioadă pe care le cunoști și tu. Deja sunt niște întrebări stas. Până unde va merge Putin? Cât își va permite Putin? Cine conduce de fapt? Putin, Lavrov sau un al treilea personaj? Am auzit și treaba aceasta. Ce se va întâmpla? Nu, fără previziuni, fără prognosticuri, dar măcar așa, tu cum vezi, cum simți? Evident, nu există un glob de cristal pe care să-l folosim specialiști sau nespecialiști în științe politice sau relații internaționale, însă ceea ce putem să facem este să avem un sprijin în informațiile oficiale care vin dinspre NATO, de exemplu. Și NATO comunică, a comunicat chiar ieri, faptul că s-ar putea ca acest conflict să mai dureze. Adică nu suntem în punctul în care să ne apropiem de final. Localizat unde să mai dureze? În Ucraina, în această fază, și evident nimeni cred că nu își dorește o escaladare, nici măcar Kremlinul. De altfel, Vladimir Putin, cu ceva vreme înainte ca acest război să se desfășoare în Ucraina, menționa faptul că e absolut conștient de faptul că armata Rusiei nu are suficientă forță să se confrunte cu armata NATO. Deci cred că nici dinspre Kremlin nu există această dorință de escaladare. Dar conflictul va mai dura. Negocierile propriu-zise, pentru că era o întrebare la care rămăsesem restant, negocierile propriu-zise încă nu s-au dus. Această fază despre care discutăm acum... Cele propriu-zise înseamnă cele la cel mai înalt nivel, da? La cel mai înalt nivel. A fost la un moment dat o întâlnire între ministrul de externe rus și ministrul de externe ucrainean. Deci atunci ne-am apropiat de ceea ce am putea numi negociere propriu-zisă. Cea din Turcia. Acestea sunt faze de tatonare, sunt faze de pregătire a negocierii efective. La ce te aștepți în zilele, săptămânile care urmează, Maria? Știu că te pregătești să te duci în Maramureș și să te întâlnești cu membrii comunității? Da, după ce am documentat, ca să spun așa, ce se întâmplă prin Ucraina cu datorită și cu ajutorul colaboratorilor din Ucraina, urmează să mă duc în comunitatea, cea mai mare comunitate de cici ucraineni care se află în Maramureș, acolo unde toți, pot să zic, aproape membrii comunității sau proporție de 90% sunt implicați în ajutorarea refugiaților, pornind de la punctul de trecere a frontieră din Sighetul Bărmației până la toate comunitățile. Este greu. Oamenii sunt foarte, foarte emotivi, suferă foarte mulți alături de cei pe care îi primesc. Eu aștept să văd ce se mai întâmplă, aștept, nu știu, au fost 4 runde de negocieri, parcă urmează a 5-a, am văzut că sunt semnale că ei practic sunt runde care pregătesc, apropo de ce zicea și Mihnea, îi pregătesc să pregătesc întâlnirea între cei doi președinți. Nu știu când anume se va întâmpla asta, câte runde vor mai fi ca să se ajungă la un... Păi vezi că și astăzi a demarat această rundă de negocieri. Există o echipă de negociatori și, bineînțeles, aparatul tehnic care duce mai departe. Zice că încă nu sunt pregătiți, încă nu e pregătită, din câte am înțeles, nu există posibilitatea. Maria, multă, multă forță și psihică și fizică pentru tot ce întreprinzi și calde salutări, îi îmbrățișăm pe conaționalii tăi din zona din care provii și tu și... Să se termine acest iad cât mai repede posibil. Mihnea, mulțumesc. România, pentru că asta n-aveam cum să închei altfel, România trebuie să se simtă în siguranță și mâine și poimâine și peste un an de zile în această speță? Sigur că da. Fiind membri NATO, România, la fel ca toate celelalte state din
estul Europei, pentru că acestea sunt în proximitatea fizică a războiului, trebuie să se simtă în siguranță astăzi, la fel cum au fost și acum 27 de zile. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Maria Cinarjiga pentru participare. Mulțumesc. Spor la treabă, să ai mare grijă când te duci în acea zonă. Mihnea, și ție îți mulțumesc pentru aceste analize foarte interesante. Noi mergem mai departe cu ediția de astăzi. Colegii mei au pregătit o știre despre milioanele de ucraineni care fug fiecare pe unde apucă, după care vom reveni cu o chestiune foarte interesantă, să vedeți la câte niveluri se încearcă un ajutor dat către cei din Ucraina. Aproape 4 milioane de ucraineni și-au părăsit țara de la începutul războiului. Conform datelor furnizate de Organizația Națiunilor Unite, cei mai mulți dintre refugiați sunt în Polonia și România. Potrivit cifrelor existente, în Ucraina sunt 7 milioane și jumătate de copii. 1,5 milioane dintre ei se numără printre refugiați. Datele UNICEF arată că numai în România au intrat până pe 17 martie 500 de copii ucraineni neînsoțiți. Comisia Europeană menționa că solicitase Ucrainei ca copiii neînsoțiți cu vârstă mai mică de 16 ani să nu mai poată părăsi țara, să nu mai poată părăsi Ucraina fără acordul părinților și acesta fiind notariat. O astfel de măsură e solicitată în contextul creșterii riscurilor de trafic de persoane la nivel european. We did get a lot of signals that organizations that were already operating in Europe and in Belgium as well actually just took off towards the Polish-Ukrainian border to see if they could recruit victims in order to exploit them in Belgium or in the Netherlands or even in Germany. Costurile îngrijirii și protejării refugiaților ucraineni se ridică la sute de milioane de dolari, susțin documentele ONU. De aceea, specialiștii organizației internaționale au calculat sumele necesare susținerii Ucrainei, dar și a țărilor în care au ajuns numeroși refugiați. În România, după izbucnirea războiului ruso-ucrainean, autoritățile au dublat suma alocată hrănirii refugiaților. În aceste condiții am ajuns la 20 de lei pe zi. Este evident, este o sumă mică. Vom avea aceste discuții și la nivelul Comisiei Europene. Vom vedea dacă aceste sume vor fi decontate din mecanismele europene. Dincolo de calcule, rămâne realitatea dură a unui război care a dislocat milioane de oameni din țara de origine și a ucis alte câteva mii. Iar conflictul e departe de a se fi încheiat. Refugiații ucraineni aflați în București au transmis în cursul unei manifestații un mesaj simplu și clar pentru președintele Rusiei. Putin, stop the war! Putin, stop the war! Da, va fi soare, dacă bine am înțeles, din cele aclamate de cei care participau la această manifestație. Am spus înainte de știre, foarte interesant, toată lumea din toate domeniile posibile și imposibile se implică din partea românească în tot ce înseamnă acest conflict. Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual este foarte ancorat, foarte implicat în drama refugiaților, în special, bineînțeles, cu cea a celor cu dizabilități. Alături de noi, de mine, în această a doua parte a ediției de astăzi, doamna Rodica Bogdan, fiind secretar general la această asociație națională, și doamna Simona Damian, la aceeași asociație națională, vicepreședinte. Sărut mâinile doamnelor, bine ați venit, vă este foarte cunoscută munca de echipă în televiziune, am să încerc să mă substitui și eu acestei munci nobile. Bună ziua! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Eu am să fac și semne ca să mă înțeleagă Rodica și poate ceilalți telespectatori care ne privesc acum. Bineînțeles. Spuneți-mi, vă rog, de unde și de când și de ce această implicare a dumneavoastră personală și, bineînțeles, a asociației pe care o reprezentați?
Din momentul în care a început războiul, normal ne-am gândit că printre persoanele refugiate se află și persoane deficiente de auz. Noi, practic, deservim această categorie de persoane cu dizabilități, deci nu ne ocupăm de toate persoanele cu dizabilități, doar de această categorie a persoanelor surde. Colegii noștri, la câteva zile după ce a început războiul, au început să meargă către granițe, să încerce să ajute persoanele surde din Ucraina care se refugiază. Deci implicarea noastră practic a început atunci, continuă și am înțeles. Da, doamna Bogdan, spuneți-mi, vă rog, acum... Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, acum 2, 3, 4, 10 luni de zile v-ați fi așteptat să se schimbe un pic în acest sens pe care ni l-a prezentat colega dumneavoastră activitatea cotidiană pe care o desfășurați? Nu ne-am gândit la așa ceva. Vedeam ce se întâmplă la televizor, că Putin, că discuții cu Ucraina, dar nici prin cap nu ne-a trecut că o să înceapă războiul. Și când a venit soțul meu dimineața să-mi zic că a început războiul, am rămas mută, n-am mai putut să zic nimic. Spuneți-mi, vă rog. Și atunci am văzut ce se întâmplă imediat. Noi surzii am început să ne mobilizăm, am discutat între noi să vedem ce este de făcut și am început să ne implicăm. Care au fost aceste discuții? Care au fost primele implicări pe care le-ați plănuit alături de colegii dumneavoastră pentru toată această perioadă? Primul lucru la care noi ne-am gândit este că este vorba de comunicare. Știam că persoanele surde, chiar și la noi în România, persoanele surde au ca și limba maternă limba semnelor. Și atunci ne-am gândit că la surzii din Ucraina este în primul rând șocul de pornire a războiului și apoi și comunicarea. Dacă pleacă din țară, au nevoie de comunicare. Și atunci ne-am zis că ajutorul surzilor din România este benefic pentru ei. Pentru că, în primul rând, surzii se deschid mult mai ușor față de persoanele surde. Spuneți-mi, vă rog, stimată doamnă, în trecut, înainte de acest război, ați avut relații nu numai cu colegii și prietenii dumneavoastră din Ucraina, cu diferite alte comunități pe care le reprezentați și dumneavoastră, din diferite locuri ale Europei și nu numai. Ați păstrat astfel de legături? În cazul acesta a fost, pot să zic, că o minune. Pentru că a venit o persoană din America care comunică în limba ucraiană și el a ajutat foarte mult. El cunoaște foarte mult surzi în Ucraina și a pus în legătură. Și așa am putut să ajutăm multe persoane surde care s-au refugiat în România și care au vrut să meargă mai departe sau care s-au stabilit chiar și în România. Doamna Damia. Deci datorită lui... Da. Noi am putut să ne implicăm mai mult. Doamna și Damian. Ieri americanul, da. Chris îl cheamă, Magnezie, nu știu să spun numele corect, dar a plecat în Ucraina să ducă de mâncare la surzii de acolo și să îi aducă pe cei care vor să plece, că le este frică. Multora le este frică.
Bineînțeles că multora, tuturora le este frică. Doamna Damian, care sunt sau care au fost până acum problemele specifice cu care vă confruntați, cu care se confruntă cei care au nevoie, o nevoie specială în plus față de, de toate alte probleme pe care le au oamenii de rând? Așa cum a spus și Rodica mai devreme, cea mai mare problemă pentru persoanele surde, practic și cam singura pe care o au, pentru că altfel fizic sau în viață se descurcă foarte bine, cea mai mare problemă, după cum spunea și Rodica, este comunicarea. Deci, înainte de război, principala activitate a noastră era aceea de a, de a facilita comunicarea prin interpretare, prin traducere a unor texte, instrucțiuni, explicații, tot ce este legat de comunicare. Deci, practic, activitatea noastră nu s-a schimbat foarte mult, facem același lucru, dar, sigur, într-un context mult mai dificil, mai greu, mai intens. Colegii de acolo, de la graniță, lucrează foarte mult și, da, este și un nivel de stres, de oboseală, dar, practic, facem același lucru de a ajuta persoanele surde în comunicare. Cu aceste persoane surde vin către doamna Bogdan și vă întreb așa, cum ați putut într-un timp record foarte scurt să-i instruiți pentru acele activități specifice care se derulează într-o astfel de perioadă de conflagrație? Au fost persoane surde care voluntar s-au implicat, chiar din stat. Deci primii voluntari au ajuns la Vama la în data de 27, dacă spun bine. Și apoi și au mai venit alții 27 februarie. Așa, apoi în martie au început să vină tot mai mulți. Acum am avut voluntari de la Timișoara, astăzi au plecat, alții au venit de la Cluj, au venit din America și ni s-au alăturat și voluntari din Franța, deci peste tot. Deci dacă bine înțeleg, stimată doamnă, la toate punctele de frontieră, problema aceasta este acoperită. Nu știu dacă la toate vămile sunt acoperite, însă știu că Asociația Surzilor sprijină prin, la Iași, la Botoșani, la Galați, unde este graniță, știu că au ajutoare să implică. Ca să fie implicarea și mai mare și mai numeroasă și să fie cât mai bine acoperită și această zonă a problematicii, ce vă propuneți? Deci din experiența care avem noi până acum, cel mai bine este atunci la Vamă, când ajunge persoana la Vamă. Pentru că chiar astăzi am avut un grup de surzi care a venit, erau șocați că la ei se bombarda chiar foarte aproape și toți tremurau. Era o stare de șoc. Mai mult doamna. După ce erau de trei persoane, părinți și copii. Da, sper să nu mai avem probleme de legătură. Da. Transmis celor de acolo că pot să vină liniștit, îi prea cineva la Vamă. La Vamă, dacă se comunică, mai departe e simplu. Da, dumneavoastră am aflat de la producătoarea emisiunii că vă aflați în punctul de frontieră de la Siret. Acolo sunt probleme din când în când cu, da, sunt probleme cu internetul. Spuneți-mi, vă rog, doamnă, de fapt este o întrebare la comun cu doamna Damian. Din momentul în care preluați acest, cum a fost și acest grup de care ați pomenit acum, preluați un grup, da? De surzi, după care
Există un protocol aparte sau cum procedați? Ce se întâmplă pe mai departe? Sau este absolut identic cu oricare dintre refugiați? Răspund eu. Vă rog. Răspund eu. Deci în momentul în care vin persoanele surde și intră în contact cu noi, noi primul lucru pe care îl facem, îl întrebăm încotro vor să meargă. Și, știi, și în funcție de răspunsul pe care îl avem de la ei, da, și autoritățile sunt foarte implicate. Se cam întrerupe. Dar imediat vin, ne spune ce avem de făcut. De exemplu, într-un scurt timp, persoanele care au fost astăzi s-au mobilizat, au persoana surdă care avea rezervare pentru Spania. Nu știa să-mi spună nimic, dar până la urmă am dat de capăt, am căutat în telefon, am sunat persoanele care le așteaptă în Spania. Am reușit și până la urmă au venit, i-au preluat și i-au dus la cazare și mâine pleacă mai înțeles, departe Simona, în Spania. Există ceva filmulețe, da? Pentru a veni în sprijinul acestor refugiați. Da, așa este. În prima etapă am tradus, acum vedeți și pe ecran, da. Am tradus în limba semnelor române și în limba semnelor ucrainene, este ceea ce vedeți pe domnul care face în limba semnelor ucrainene, informații de bază despre pentru refugiați, despre cum să ajungă în România, ce acte au nevoie sau care sunt procedurile, care sunt drepturile lor și care sunt pașii de urmat. Deci sunt informații oficiale. Deci cele mai practice informații, cum ar veni, da? Exact, exact. Spuneți-mi, vă rog, vreau mai înainte să vă pun această întrebare și o pun acum. Doamna Bogdan ne spunea despre ajutorul efectiv pentru aceste grupuri care sosesc la noi în țară și fiecare cu proiectele sale, unii vor să meargă mai departe, unii să rămână, dar în mod sigur ați avut parte și aveți parte de refugiați care pur și simplu nu știu ce să facă pe mai departe. Se bucură pentru simplul fapt că au reușit să plece din zona de război, să vină către România unde se află și sunt în siguranță, dar pur și simplu nu știu ce să facă pe mai departe. Ce faceți cu astfel de persoane care în mod sigur nu sunt puține? Într-adevăr, sunt foarte multe persoane surde care tot vin ca și refugiați în România. Până acum, echipa noastră s-a ocupat de peste 150 de persoane. Și, într-adevăr, există un grad foarte mare de confuzie la început, dar discutând cu ei, cumva își fac mai multe planuri, planul A, planul B. De multe ori s-a întâmplat să se schimbe și anume s-a întâmplat că am avut o situație în care o persoană nu avea acte, a cerut azil. Și azil politic la noi în țară, da? Azil politic exact, exact. Azil politic în România, după care și-a adus aminte sau a reușit să intre în legătură cu o cunoștință dintr-o altă țară și și-a schimbat planul, a spus că vrea să plece. Trebuia apoi modificată și retrasă cererea de azil. Doamna Bogdan. Doamna Bogdan, care sunt cele mai stringente, cele mai mari probleme cu care vă confruntați acum? Pentru surzi din Ucraina, cele mai mari probleme sunt că nu pot pleca de acolo. În primul rând că le este frică și în al doilea rând au și legăturile pierdute.
nu pot să facă conexiuni, că sunt clădiri bombardate, nu mai au curent, nu mai au cum să ia legătura cu ceilalți surzi. Că, în general, surzii se strâng un grup mai mare împreună și pleacă. Deci asta ar fi problema. Și rezolvări? A doua problemă, da, ar fi cei care vin și care nu au legătura afară, nu știu ce să facă. Și atunci ce puteți să îndrept? Ce puteți să le propuneți? Ce puteți să le spuneți? Cum puteți să-i sfătuiți pe aceștia care nu au nimic în afară, nu au unde să meargă? Deci noi căutăm să îi îndrumăm într-o țară, spre o țară care au un nivel de trai mai bun și unde au accesibilitate mai mare. Și în astfel de situații sunt deschiși acești refugiați? Vă ascultă sfaturile? Deci noi nu le impunem ca să ne asculte. Noi le oferim informațiile, deciziile aparține. De exemplu, am avut un caz de trei familii care au venit la Cluj și două familii vroiau să plece în, în Franța, una vroia să rămână în România. Și ceilalți au zis că nu e bine să rămână în România, să meargă mai departe în Italia. Deci există cazuri și cazuri. A fost o muncă de lămurire între ei. De convingere, da. Deci asta vreau să aud de la dumneavoastră. Sunt cazuri și cazuri. Fiecare om aparte, fiecare cu problema lui. Diferite total, de la persoană la persoană. Am înțeles. Doamna Damian, la final vă rog, prin aceste semne, să spuneți foarte pe scurt, să ne prezentați, nu mai vrem război. Cu asta și terminăm ediția de astăzi. Rodica Bogdan, Simona Damian, mulțumesc foarte mult și vă mulțumim pentru toată munca pe care o depuneți acolo unde vă aflați, alături de colegii dumneavoastră. Vedeți, oameni buni, ce se întâmplă în jurul României, la granițe, ce fel de oameni minunați avem care ajută în orice moment al zilei, al săptămânii, să sperăm să se scurteze toată această perioadă. Cam atât astăzi la Prim Plan Obiectiv, ediție specială. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!